Bună seara și bine ne-am regăsit. Este vineri seara, vreau să încep prin a spune un la mulți ani celor care mâine vor sărbători Constantin și Elena. Știm că noi românii avem multe Elene și mulți Constantini, probabil că și voi fiecare aveți în familie. Este o seară obișnuită între prieteni. Bună seara, Victor, bună seara, Lumința, bună seara, Benița și bine ai venit! Bună seara, mulțumesc, bine v-am găsit! Pentru cei care doreau să o revadă pe Doina, o să începem emisiunea cu ea și vă aduc aminte că puteți lua numărul ei de telefon din regie. Spune, Doinița, ce isprăve ai mai făcut? Nu, ce isprăve am mai făcut? Ce n-am făcut? Că de făcut am făcut multe. Ce pot să zic? Bine, pe lângă problemele personale, că fiecare din noi avem câte ceva de rezolvat pe aici, pe acolo, adică aici o leacă, dincolo la Roma o leacă, dar pot să spun că m-am axat mult pe profesia mea, pe ceea ce fac, știi bine, tratamente, clar viziuni, pe gențe de la distanță sau la cabinet. Pot să spun, să te felicit, să felicit staful tău de emisiune, pentru că este, ai o vizibilitate deosebită pe toate continentele. Știu. M-au chemat din toată lumea, adică nu știu cât cheam aici în regie, dar persoanele având nevoie de mine sau de o altă persoană ca mine și știind că sunt aici, deci pot să vă spun că m-au chemat din Tokyo, în fiecare seară am început să lucrez cu persoane la Tokyo. Știu că cel puțin pe zona de net, de televiziune online, deci sunt foarte mulți. Sunt din Canada, din Australia, de peste tot. Deci asta este o... meritați să fiți felicitați toți, tot stafful vostru și SASTV. Pentru că e o mare realizare cu adevărat. Și nu uita tu, când era o fază incipientă, acum vreo câțiva anișori, bunicei, aș spune eu, cred că ți-aduce aminte ce ți-am zis. O să fie pe cai mari. Și uite că acei cai mari au apărut. Și încă este, cai mari vor mai veni. Sigur că da. Aici e loc, da, e și multă, e loc, multă muncă. E bine, dar e loc și de mai bine. Acum să mă rezum la ceea ce fac. Știți, se știe că eu lucrez, fac tratamente, fac clar viziuni la distanță și la cabinet, care are posibilitatea să vină la mine, aici sau la Roma. Uite, aici la clar viziu vreau să te întreb. Te rog. Cum ne vezi în perioada asta de vară și spre toamnă? Ne liniștim un pic? Nu, văd... Că văd că din punct de vedere astrologic, nu. Cei doi spun că o să fie așa... Nu, e ceva, o burască, e amețeală, adică din toate punctele de vedere social, politic, adică eu acum nu văd pace, absolut nu. Care încearcă să-l dea jos, tu pe mine, eu pe tine, să-l... Deci în continuare, cam aceleași ape, deci deocamdată apele sunt tulburi și nu se lipezesc. Spre sfârșitul anului? Mai târziu, dar acum, deci încă vreo câteva luni, bunicele, nu văd o liniște. Adică, cum să spun, tot ce se întâmplă la nivel macro, la nivel național, adică se reflectă, nu știu cât se reflectă pe cei care sunt grupuri, grupulețe, pe partide, dar repercursiunile sunt pe omul amărât, pe cel omul normal, omul de rând, care trăiește de la o lună la alta, care așteaptă... Chiar de la o zi la alta. Sau de la o zi la alta, să zic așa, să fiu un pic mai blândă și să zic că poate sunt foarte mulți care nici nu ajung la luna următoare. Dar... Cu vecinii crezi că vom avea conflicte sau va fi o perioadă de pace, nu, cel puțin acum, din punctul ăsta de vedere? Din punctul ăsta de vedere, pe moment, adică nu văd o situație care să pericliteze starea noastră internă. Nu, pe moment nu. Deci, cu toate că la nivel mondial este ceea ce este, sunt focare de război, când se potolește colo, când începe în altă parte... Dar ce să facem? Asta e. Crezi că la deschiderea meciului
Franța, Franța, România. România. Se va întâmpla ceva? Oricum, intențiile, deci, sau actele teroristice, nu vor fi. Dar nu mă refer... Nu vor reuși să facă victime, nu vor fi victime. Nu, acum nu văd, dar oricum sunt tendințe, vor fi tendințe pentru asta, dar nu numai că este mirată Franța, este mirată Italia, este mirat Coloseu, este mirat Vaticanul. Adică sunt mirate marile metropole, pentru că e logic, interesul este să se atace, să... acolo unde este mulțime, nu unde este, sunt doi pe stradă, că nu este scopul. Acum te întreb un lucru aproape de real, da? Cum se simte perioada asta în Italia? Italienii sunt liniștiți? Să știi că, adică, cum sunt alegeri aici, alegeri sunt și acolo. Deci e o perioadă de neliniște, de eu mă aliez cu tine, tu... Participă ei așa la viața politică cum o fac românii? Nu prea. Nu, adică oamenii sunt mai detașați. Nu, adică eu nu văd tensiunea asta. Uite, spre exemplu, eu am termenul... Se face ta politică la televizor? Nu. Absolut nu. Deci, televiziunea este televiziunea poporului, este televiziunea națiunii și, zic eu, o televiziune este oglinda națiunii, nu? Pentru că... Eu mai dau și mă mai uit la italieni. Dar spun, nu. Sunt de divertisment, deci, concursuri, deci, de relaxare, nici de cum atâta încărcătură și atâta... Nu este, deci eu confirm că nu este. Că poate să mai fie în campanie, pe aici, pe acolo, dar la televiziunile naționale nu este. Crezi că fac rău telespectatorilor aceste programe atât de încărcate de probleme? Noi oricum suntem fiecare cu problemele noastre. Da. Nu e o apăsare de asta categoric, la nivel care vine în fiecare la zi și numai rele și numai rău și numai arestări și numai neliniște. Categoric, și... da. Adică omul de rând, omul normal care dă drumul la un televizor și schimbă un canal sau altul, adică are nevoie după o zi de muncă, după o viață de asta amărâtă, de lipsuri, de are nevoie de un relax. Cum ar trebui să protejeze telespectatorii? Cum ai face tu? Închizi un televizor. Cum aș face eu? Dă-mi pe Animal Planet. Sau dă-mi pe 6 TV. Da, bineînțeles. Deci, telecomanda e sfântă. A schimbat canalul și m-aș duce. Să-și aleagă una, două emisiuni care să-i relaxeze, să învețe ceva, să se... Exact. Dar trebuie să... Adică televiziunea trebuie să fie un mod de a transmite ceva bun celui care stă de partea opusă. Că dacă vin personaje, personalități, tot ce vrei, într-un platou televiziv și încep să se insulte, încep să se să zică hot-o, că tu ai făcut aia, asta nu este o notă pozitivă pentru noi, pentru că cum se spune din popor, li se duce și ni s-a dus buhuca de popătuns. Adică e un punct de vedere, o opinie. Acum, eu nu pot ca să condivid cu toată lumea, dar nu cred că face bine. Face bine, probabil, la anumite partide, la anumite grupuri politice, că își fac o vizibilitate, adică e campanie și au tot interesul să fie în față, că dacă mai prind și ei un vot acolo în plus, dar, adică asta consider eu că nu trebuie să fie ca o impostație din punct de vedere politic omului de rând. Pe om trebuie să-l lași să decidă cu mintea și cu sufletul lui, adică și cu viața pe care a avut-o și să-i dai posibilitatea să aleagă, deci să aleagă el, nu să-i se impună că îi se dă o traistă cu mai știu ce, cu făină sau mai știu cu ce, că la noi se fac lucrurile astea. Eu afară, credeți-mă, vă spun cu mâna pe suflet, nu am văzut așa ceva. Deci nu am văzut. Sau să te duci din ușă în ușă și să zici, dă-mi și mie votul. Adică cerșești. Practic asta se face. Nu? Păi da, că nu se face. Sunt câteva zile de când a început campania, eu n-am văzut o platformă, n-am văzut ceva.
Dar eu am impresia că să te duci. Nimeni să nu are un program să spună, domne, uite, pe mine dacă mă alegeți primar, eu de mâine o să vă construiesc 3 școli și 2 poduri. Nu, toată lumea spune că am fost consultanță cu copii sau cu oamenii sau cu nu știu ce. Și o să facem ceea ce ni s-au spus sau că ni s-a semnalat o chestie. Dar nu, domne, uite, eu promis, pentru că acum e și chestia următoare. Domne, tu promis chestia asta. Zic, hai să vedem câte din astea chiar te vei ține de cuvânt. Și oamenii au început să fie un pic mai deștepți. Da. Un pic, sperăm. Oricum nu-i mai interesează ce nu. Eu consider că astăzi, ca astăzi, pe om, parcă românul este docil, românul este răbdător. Are răbdare, dar și răbdarea asta, are o limită. Exact. Adică îți dau un cap, dar pe urmă și se sparge capul, nu? Adică tu trebuie să ai o reacție, nu? Când eu lovesc în tine, te pălmesc tot timpul, zic, halt, stai o leagă, că reacționez și eu, nu mai primesc, mai și dau, nu? Dar nu este... trebuie să fie lăsat, adică sunt propagande, din punctul meu de vedere. Este propagandă cum era și odată, pe vremea când eram student. Trăim o perioadă în care nu prea mai vedem de niciun fel luminița de la capătul tău. Nu mai putem să ne imaginăm măcar. Păi, dar nu, nici eu nu prea o văd. Pentru mai grav considerăm o chestie normală, un lucru care n-ar trebui să fie normal. Ne-am obișnuit cu rău. Pentru că inclusiv chestia asta cu plăsuța, cu nu știu ce aici, dar unii chiar... Bine, unii chiar se bucurau de chestia asta și poate că pentru unii chiar era nevoie. Sunt oameni sărași și așa mai departe. Dar alții fac un sport național din chestia asta. Aproape. Dar când ești obișnuit tu numai cu rău, lasă că acum 80% din populație nu că trăiește pe roze, sunt vai de capetele lor, probabil că sunt amărâți sub nivelul, sub limita de sărăcie. Sub limita de sărăcie, nu? Peste tot există în lumea asta, în toate țările sunt, dar parcă la noi... parcă se exagerează, nu? Cum au acceptat italienii emigrația? Bine, da, asta în Italia a fost dintotdeauna, adică fiind cel puțin Brindisi în partea de sud a Italiei, Cisma, acolo intră câte 2-3 mii pe zi, deci... Însă sunt, la un moment dat, cred că pe acolo, prin zona aia, pe la Bari, cred că sunt mai mulți din ăștia emigranți decât italieni. Și unde sunt zone turistice, unde sunt, adică sunt zone care trăiesc din asta, din turism, adică nu trăiesc, și acum să fim realiști, că partea de sud a Italiei, nu că este o parte, este o zonă bogată a Italiei, să zicem, este vasluiul nostru, plus minus, poate mai mult, că partea de nord, centrul nord, este o zonă săracă, dezvoltată, dar acolo, și dacă, și toate astea de unde crezi? Bine, mai dă Uniunea Europeană fonduri, dar vine tot pe spatele poporului, nu, pe taxe, pe impozite, și pe urmă zici, de ce-ți dă în cap, de ce-ți fură traista, că umblă cu... De ce stă că te duci de la metro acasă și te violează și îți face... Păi, uite de ce. Dar și aici, în toată migrația asta, părerea mea, poate că sunt eu un pic excesivă, dar eu cred că sunt, nu cred, sunt convinsă că sunt interese. Deci sunt interese la nivel politic, la nivel național, politic. Că nu mai e așa, adică eu îți dau ție rezidență și pe urmă eu te am la vot. Adică sunt, mă refer la nivel... Da, nu știu dacă numai pentru vot. De unde crezi că... Deci a fost mafia capitalei la Roma, că a fost un scandal monstru cu casele populare, cu toate minunile, cu astea rom de țigani, cartierele astea, cum se cheamă, am un lapsus acum... Păi, ce știam eu că statul, deci comuna, cred, primăria, dădea câte 30 de euro de căciulă pe zi. Pe zi. Îți dai seama unde se ajunge acolo? Dar știi cât ajungeau la cei care stăteau în camp ăștia de nomazi? În campusurile. Campusurile astea? 2 euro. 28 de euro erau... Se pierdeau pe drum. Așa, se volatilizau, nu? Da. Deci... Pe de altă parte, de ce peste tot în lume țiganii sunt numai români, numai aia sunt văzuți? Pentru că și italienii au țiganilor, și nemții au țiganilor, și ungurii au țiganilor, și spaniolii. De ce peste tot țiganii sunt asimilați românilor? Nu, știi de ce? Pentru că, nu, eu cred că, Olga, acum nouă
noi suntem denigrați, că nu toți sunt persoane care nu lucră, sunt ca mine, care au o stabilitate, care au un lucru, persoane oneste, persoane corecte, nu? Sunt peste tot, sunt mii, zeci de mii ca mine, nu? Dar sunt și din aia care fură, care fac ce fac. Și normal, dacă spui român, ai spus țigan. Țiganii italienilor, ai lor. Sunt toți onești, toți muncesc. Ei, de unde? Că nu, pădure fără uscături nu există. Da, dar e mai ușor să dai vina pe altul. Dar e mai ușor că afară, tu ești... Că, dar realitatea este, consider eu, în momentul în care eu vin la tine în țară, deci eu sunt ospite la tine, eu, că sunt musulman, că sunt român, că sunt țigan, că sunt neamț, polac, ce sunt, eu trebuie să respect regulile țării tale. Adică eu, româncă, nu pot să mă duc într-o școală să-ți impun ție anumite reguli din România. Nu, eu trăiesc acolo, sunt ospite la tine. Nu... Te rog? Mai bine nu impunem reguli din România la școală. Nu, va bine. Nu, da, înțeleg. Așa, în genere, scuză-mă. Am ajuns la pauza de publicitate, revenim. Am revenit după pauza de publicitate. Doinița, lăsăm politica și vorbim puțin despre tratamente. Da, adică aici este punctul meu foarte. Da. Politică, ce-i mai realizat? Eu sunt apolitică. Da, da, da. Apolitică, dar te pricepi. Apolitică? Ca fiecare român, da, un pic bine. La fotbal, un pic la politică. Da, bine, și... din fiecare cât o leagă, ca să fie un împreună, un tot. Ce pot să vă spun? Adică, din punctul de vedere profesional a ceea ce fac eu, agenda mea este foarte bogată și pot să zic că sunt fericită, sunt orgolioasă de ce realizez, pentru că în momentul în care eu primesc telefoane după o lună, după două zile, când fac tratamente cu persoane de la distanță, dar mult de la distanță, și îmi zice din Canada, spre exemplu, deci o situație s-a rezolvat acolo, nu? O problemă de sănătate. O doamnă de la Iași care mă sună și era felice până fericită că de ani de zile copilul care nu stătea împreună la masă era o stare depresivă, o introversiune. Doamnă cu scleroză multiplă care aproape că plângea de fericire spunându-mi că doamna Doina, am ani de zile când eu n-am mers cu o scleroză care o duce pe de 19 ani. Vă dați seama, adică pentru mine sunt lucruri, îmi crește sufletul. Eu nu pot să spun că efectele sunt imediate pentru fiecare. Sau persoane cu probleme de retină care s-au dezlipire de retină, care s-au dus la doctor și au zis că e o minune, că nu știe ce s-a întâmplat, că s-a lipit retina, trebuia să facă intervenție. Și multe astea, adică ce-ți dorești mai mult? Când știi că ai posibilitatea să-ți ajuți pe cel de lângă tine, pe cel care este la nevoie, pe cel care este într-o imposibilitate. De multe ori, o persoană are nevoie de un consiliu, are nevoie de o vorbă bună, are nevoie de o îndrumare. Și când se apelează la o persoană cu... Pentru că eu dintotdeauna am spus și mă repet, ceea ce am eu este un don, deci nu este făină din sacul meu. Sunt eletă, aleasă, Dumnezeu are o misiune cu mine, cum are cu fiecare din noi și probabil că mi-a dat misiunea asta, încărcătura asta ca să pot ajuta pe cei care au nevoie. Că pot fi la nivel de terapie sau că pot fi la nivel de o clarviziune. Că și asta, dacă faci o clarviziune, o leacă îi dai o directivă unei persoane, că rămâne o leacă, e debusolat, nu știe pe ce cărare să o ia. Adică știe că în tine și considerându-te, văzându-te, percepindu-te ca o persoană serioasă, ca o persoană care ce faci, o faci cu responsabilitate și cu profesionalism, pentru că eu pot să spun că ceea ce fac, fac cu
devotament, fac cu seriozitate, motiv pentru care efectele sunt cele care sunt. Este tratamentele mele, mă repet, pot fi de la distanță și eu lucrez foarte mult de la distanță. Acum aș putea să zic că 80%, chiar și mai bine, eu lucrez de la distanță. Apropozito, spre exemplu, săptămâna trecută m-a sunat cineva de la Tokyo și îmi zice: doamna Doina, adică negru peste negru și peste tot întuneric, nu? O activitate care nu mergea. Am început să lucrez pe deschideri, nu? La nivel energetic. Astea când lucrurile nu merg cum vrei tu, ce sunt blocaje, nu? Că pot fi de naturi diverse, că pot fi, cum le zic eu, bolmaje, că pot fi gândirile negative, că pot fi oamenii care suntem așa cum suntem, că suntem răi și pot să zic că afară suntem, nu ne ajutăm unii cu alții, dar că am putea să ne dăm în cap, ne dăm fără nicio problemă, spre deosebire de alte nații care se ajută. Și îmi zice: aseară am stat 2-3 ore la telefon de la Tokyo ca să îmi spună: doamna Doina, după ce ați început, în 3 zile Krishna era plină, nu putea să facă. Deci nu putea, a zis că trebuie să face pe prenotări, programări, că nu avea posibilitatea. Și te rog să mă plâng, zice: da, aici sunteți divină, e divinitatea care, că, deci cum n-a intrat nimeni și dintr-o dată ți se deschide, deci ce poți să spui, nu? Și legată și cazuri cu care lucru, tot așa, acum lucrez mult peste oceane. În Asia încă, în Japonia încă n-ajuns să se, adică nu mă chemase nimeni. M-a chemat de prin Australia, m-a chemat Noua Zeelandă, de peste tot Africa. Și când m-a sunat prima dată, zice: dar eu sunt foarte departe. Zic: bănuiesc că sunteți de departe, dar mă cheamă din Canada, mă cheamă din America, din Australia. Și zice: nu, eu sunt de la Tokyo. Zic: aveți dreptate, de la Tokyo până acum nu m-a chemat nimeni și uite că sunteți prima. Este, dar ce și legat de deschideri, legat de pe activități, pe tratamente, dar tu când vezi om bolnav, om amărât, care te duci la doctor, nu găsește un remediu, la un moment dat te agăți, nu? Că o să vină și ziua când tratamentele astea complementare, terapiile astea complementare, s-ar putea să fie deasupra medicinei clasice, nu? Probabil că mai e nevoie o leacă de timp sau să lucrezi în paralel. Și când apelezi la cineva care face, eu un pranoterapeut bioenergetician, cum e uzual pe înțelesul fiecăruia, și când tu vezi că te simți mai bine, când tu vezi că ai o piatră la rinichi care vii de la spital, mă refer că au venit la mine cu cateterul, deci după el și veneau zilnic la terapie și trebuia să-l opereze ca să-i scoată și n-ai seama că pietricica, nu pietricica, că era mare, piatra aia când se deplasează câte o leacă îți dă niște dureri de mor, nu? Și care în 3 zile, deci 3 zile de număr, mi-a zis că a început să urineze de culoare, să se fratumeze și să elimine și nisip, să nu mai vină. Și, da, nu era nisip, că acolo era bolovan, așa în sens metaforic, nu? Deci, poți să spui că nu este? Adică... Nu poți să spui. Nu poți, adică faptele vorbesc. Așa că vorbele sunt gratis. Deci eu pot să fiu un să am un logos, să vorbesc frumos, corect, să atrag, să fiu un bun dialect, să fiu tot ce vrei. Dar când faptul, deci efectul, când eu stau rău și după 2 ședințe, după 10 ședințe, după 2 pachete, 3, depinde de patologie, pentru că eu nu spun niciodată nimănui cât este nevoie de lucru. Pentru că nu am de unde să știu că eu lucrez la fel și cu patologii mai banale și cu probleme mai complexe și mult depinde de cel care este la partea opusă și empatia, evident, empatia care se stabilește între operator și pacient. Adică
tu, să zicem, poți să ai canalele mai blocate din motive obiective, subiective, de la viața cotidiană, de la stres, de la tot ce vrei, alimentație. Eu cu tine pot să lucrez o leacă mai mult, dar am persoane care sunt, deci au făcut câte un pachet, două, care sunt prin Anglia, care sunt prin București, prin toată țara asta, prin Italia, oriunde ar fi, care dacă au o problemă în Franța, e suficient mentalmente, deci mental să se gândească sau să mă vizualizeze sau să se uită pe internet, pe site-ul meu, și deci le trece durerea. Apropo, uite că fac o divagație acum, eram la Roma acum o lună și o leacă, cred, sau în jur de lună. O doamnă cu care deja am început a dat de mai multe ori pentru permis. Nu la Roma, eu eram la Roma, dar dânsa din nord, pentru permisul de conducere, și nu lua. Eu joi, deci eu dânsa m-a sunat miercuri, joi am început terapia și am zis, vin luați, vineri avea examenul la 2:30. A zis, doamna Doina, am făcut o poză de pe internet și eu am pus-o în sân. Și a zis, doamnă, luați permisul, doamna Maria, liniștită. Mă sună pe la vreo 3 după ce a dat probele. Era exaltată, e normal că îl dăduse de câte ori îl dăduse și nu-l luase, zice, doamna Doina, am luat permisul. E fericită. E normal, nu? Dacă asta, câteodată le consider lucruri banale, dar sunt lucruri foarte importante. Și de asta eu înțeleg pe fiecare. Înțeleg amărăciunea fiecăruia. Înțeleg posibilitățile economice fiecăruia. Pentru că eu spun, Olga, o spun cu sufletul, cu mâna pe suflet, pe inimă, eu de câte ori vin în țară, în România, eu întotdeauna, deci nu există lună sau când vin, eu să nu fac 2-3 tratamente, adică nu tratamente, unul, pachet. Da, da, da. Deci un pachet care e format din 10 ședințe. Deci nu este lună lăsată de la Dumnezeu să nu fac 2-3 pachete gratuit. Eu știu. Zic așa, știu, tu știi asta. Faci. Eu zic așa, eu fac puțin, că pentru, e puțin ce fac eu. Pentru persoana aia care are nevoie și care e amărâtă, este enorm. Și eu zic, eu fac puțin, dar Dumnezeu, puținul ăla care eu îl fac, și fac bine persoanei respective, mie Dumnezeu mi-l dă, e incomensurabil, n-are limită, n-are măsură, mii, zeci de mii, milioane, dar asta nu poate să fie, nu se măsoară doar în material, în bani, în totul, de la mici la mari lucruri, pentru că viața nu putem măsura doar cu bani. În primul rând e bucuria pe care tu o ai în suflet, e când bucuria, faci un lucru, e satisfacția, sigur că da, că eu fac un bine ăluia. Și femeia aceea care de 19 ani are scleroză sau persoane cu scleroză care erau imobilizate și care după 16 ședințe, după care s-au ridicat din pat, de să stai imobilizat 3 ani jumate, plângeam și eu la telefon și respectiva, sau o doctoră de la Paris, de la Toulouse, cu tatăl cu probleme, cu o patologie, nu dau numele, știți, da, care? Da. Cu operație, intervenție pe creier, făcute două, una nu putea pentru că nu se putea ajunge să se extirpe acolo ce era, bubița aceea, mai măricică, și a zis, eu văd că se resorbe, am făcut terapie medic și mi-a zis, Doina, toți doctorii, unde la comisiile și intervențiile care le-au făcut, n-au putut să facă nimic, pentru că, dar nu din vina lor, pentru că asta a fost. Zice, tu ești un medic divin. Adică stăteam și mă gândeam așa, metaforic, este așa, pentru că tot ce se face și, deci, taică-su nu mai are nimic. Vă dați seama ce înseamnă asta? Îți dai seama ce... Adică asta sunt realizări și normal că ți umple sufletul de bucurie, da? Plânge alături de pacient, ce se mai, că mie mi s-a întâmplat de... Sau mai eram, aduc aminte, o persoană de la Galația cu vreo câți ani, sărăcuța, tot cu scleroză, zice, doamna Doina, vă rog, ajutați-mă. Și când eu mergeam la emisiuni, zice, doamna Doina, eu pup televizorul când vă văd. Adică
nu știu, eu, Doamne ferește, că eu nu vreau o chestie de genul ăsta, de că sunt o persoană normalissimă, normală, ca tine, ca fiecare, dar când auzi niște lucruri de astea sau când auzi bărbați că te cheamă din Austria, de pe unde sunt, și plâng și că le dai, le spui și când vând casa și cu cât o vând și tot le ajuți, plâng la telefon și bărbați și femeie plângeau la telefon și Carmen și bărbați, nu mai știu cum îl cheamă, că este, nu știu cum să spun, eu mă consider o persoană normală, mai mult decât normală, sunt o persoană foarte, foarte credincioasă. Eu zic că spiritualitatea, deschiderile noastre spre căminul Domnului, spre Dumnezeu, asta ne ajută că la momente de ananghie, de amărăciune, de tristețe, de bucurie, trebuie să mulțumim Domnului, cum eu o fac, în fiecare sfântă zi. Deci nu este zi lăsată de la Dumnezeu eu să nu fac rugăciunile. Să nu spună nimeni că puterea Domnului nu are putere, așa fac un joc de cuvinte. Da, da, da. Absolut. Prima, apoi, mai devreme sau mai târziu, tot ce facem noi pe linie spirituală este plătit. Dar nu este plătit, este plătit de înzecit, înmit și cât. Ce vreau să zic, cine dorește să mă contacteze, eu o să mai rămân în țară, cred că în 2-3 săptămâni, dar 3 săptămâni nu știu, dar 2 săptămâni cu siguranță. Poate ca să ia telefonul meu din regie, mă poate contacta. Se pot face clar viziuni de la distanță sau se poate, cine dorește, poate să vină la mine. Eu încerc să ajut, adică fără nicio rezervă. Trebuie să fiecare să înțeleagă, cine are nevoie și dorește, trebuie să înțeleagă un aspect, și anume tratamentele, adică nimeni să nu... aspectativele să nu fie, adică faci o ședință și ți-ai rezolvat problema care o ai de o viață, de alcool, de țigară, de o patologie cronică. Nu, eu de obicei plec cu un pachet de ședințe în funcție de patologie, în funcție de cronicitate și în funcție de sigur de pacient, că nu se poate, pentru că nu suntem identici. Întâlnire sau, mă rog, singură ședință este imposibil să se rezolve tot. Dacă cineva dorește și consideră... Nici boala nu s-a instalat într-o zi. Absolut. Absolut, se instalează în casa sufletului și pormoia pe calea asta, fizicului. Asta ar trebui să înțeleagă oamenii și să aibă mai mare atenție vis-a-vis de ceea ce fac cu sufletul. Absolut, absolut. Pentru că de acolo pleacă tot. Dacă de sufletul la supărări, e bolnav, de la, da, dacă da, sufletul da. E bolnav și fizicul e bolnav. Dar dacă ai o supărare, asta este, încerci să treci peste ea. Da. Să nu o amplifici. Știu că e ușor de zis și greu de făcut. În cuvinte e tare simplu. Dar știi ce zice Olga? Eu consider așa, adică e bine să ne iubim pe noi înșine. Și dacă noi ne regăsim pe noi înșine, ne iubim, ne auto-valutăm, ne auto-apreciem ca persoane, ca individ biologic, ca individ care face parte dintr-o societate, dintr-o colectivitate, eu dacă mă iubesc pe mine, te iubesc și pe tine. E adevărat. Pentru că, că nu se poate altfel. Nu, dar să încercăm să vedem și partea plină a paharului, știi? Categoric. De cele mai multe ori vedem numai partea negativă. Da. Dintr-o supărare, da, totdeauna le exacerbăm așa. Dar o supradimensionezi, chiar dacă nu are dimensiunea respectivă, mă, tu o mărești exact. La lupă. La microscop, deci o faci de 100 de mii de ori, nu ca... Dar ce se... Adică nu, trebuie să lucrăm secundome. Părerea mea, scuze dacă mai fără să vreau, dacă vrem să stăm bine, întâi să lucrăm cu noi înșine. Și dacă noi lucrăm cu sufletele noastre, cu credința noastră, cu copiii noștri, cu familiile noastre, o comunicare, posibilitatea de dialogare. Pentru că eu zic că orice pe lumea asta are soluție. Orice. Moartea n-are soluție. Da. Acolo Dumnezeu când ne vrea, ne vrea și suntem ai Lui. Dar atâta vreme cât suntem tereni,
umani. Este imposibil. Soluția poate să vină de la mine. Să nu găsim poate o rezolvare. Poate să vină de la tine. Sigur poate să că vină de oriunde sau de la, fără să te aștepți. Adică și trebuie să te mulțumești. Adică, zic eu, valoare în viață nu au doar lucrurile mari. Viața este făcută de, din, cum zic eu câteodată, picole grande cose. Adică de la mici la mari lucruri. Și de multe ori poți să fii fericit sau ești fericit de la lucruri mărunte. Câte lucruri mari se întâmplă deci, în viață? Deci de la lucruri mărunte. De o... lucruri mărunte se întâmplă la, multe. Care puse cap la cap, puse împreună, te satisfac, te... Și consider eu să fim generoși, adică să fim buni, să fim buni cu cei care ne circundă, cei care stau în jurul nostru, să dăm, să transmitem pe cât putem pozitivitate, să printr-un cuvânt. Acum este drept, sărăcia care este, amărăciunea care este aici, omul o măsoară prin bănuți. Adică ești potent dacă ai bani. Dacă n-ai puterea banului, n-ai valoare, ești o non-valoare. Dar eu consider că nu trebuie să măsurăm viața cu banul, cu partea materială. Cred că trebuie să măsurăm viața cu iubire. Cu iubire față de noi, cu iubire față de prosimul, față de cei, cu iubire față de Dumnezeu. Că dacă noi iubim pe Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește pe noi. Și ce e mai frumos pe lumea asta? Să știi că cineva din alto, de sus, de dincolo te iubește. Adevărat. Foarte frumos. Așa este. Și ne-am ajuns la pauza de publicitate. Revenim după pauză. Am revenit după pauza de publicitate. Încă o dată vă reamintesc, dacă vreți să luați legătura cu Doina, luați numerele de telefon din regie. Noi trecem mai departe la astrologie și Feng Shui. Bună seara și bună mulțumesc. Bine ai venit, Luminița. O să anunțăm telespectatorii cu ocazia asta că de săptămâna viitoare începe misiunea ta. Mulțumesc. Am emoții. Așa, să te vadă ținem pumnii. În fiecare săptămână. Nu, tu să iei o piatră, nu? Da. Emoțiile sunt pe măsură. Drept pentru care va trebui să ne dai numai vești bune. De veștile sunt bune sau rele în funcție de cum doriți să le primiți. Așa. Da? Acum transformați informația. Păi, bineînțeles. Hai să începem cu vestea bună. Mâine sunt sfinți împărați Constantin și Elena, deci zi, motiv de sărbătoare. Mare de tot. Și la români întotdeauna aceasta a fost o sărbătoare ținută întotdeauna. Da? Și cu sfințenie. Și părerea mea este că aceste nume încă se propagă, încă se pun la să noi nume născuți. Frumoase. Da. Din punct de vedere astrologic, nu prea e vreme de petrecut așa, pentru că ne apropiem de o lună plină și, în general, la lună plină, și luna plină va fi chiar în noaptea dinspre... la sfârșitul zilei. Zilei de 21. Așa. Da, mai precis, pe 22 mai, deci noaptea, undeva imediat după miezul nopții, la 0 și 14 minute, evident, efectul de lună plină se simte încă din... cursul zilei de 21. Multă beție. Din contră, este contraindicată, deci... și mai ales că este o lună plină în care este destul de exploziv așa ca și temperament, este o lună plină pe săgetător, pe foarte și oricum semn de foc și este aspectată cu este o lună care va genera foarte multe temperamente colerice, multe energie, colerice. Deborda așa. Așa că atenție, vestea bună este că în sfârșit după 3 săptămâni de haos de la începutul lunii mai cu planete multe, retrograde, deci și cu toate planurile care se anulează de pe zi, pe alta, cu cum să vă spun eu, cu conversații care încep dintr-un punct, ajung într-un alt punct, vorbim românește, dar nu ne înțelegem nici chinezește. Deci nimic finalizat. Și mai ales pe partea financiară, să nu uităm că am avut un Mercur retrograd în semnul finanțelor, deci în Taur.
Deci nu vreau să mă gândesc cam cum arată bilanțurile și toate conturile după aceste 3 săptămâni. Așa. Erori cu siguranță au existat. Eu le-am resimțit pe propria mea piele. Nu știu dacă cei din jur le-au resimțit. Dar eu recunosc că mă gândeam așa ce înseamnă informația și cum îți dă o anumită atitudine față de diverse întâmplări, mai mult sau mai puțin binevenite. Mă rog, te-au făcut să, faptul că tu cunoșteai dinainte lucrurile astea, te-au făcut să nu disperi și să aștepți o perioadă mai bună. Conștientizez că pe care o așteptăm și noi. Și tot așteptăm. Lucrurile o vor lua cu avânt înainte, odată cu sfârșitul acestei săptămâni, deci după ce trece efectul de lună plină, de luni începând. Se deblochează, începem să câștigăm bani. Începem să punem planurile în aplicare, pentru că am vrut în perioada asta să punem ceva în aplicare, nu ne-am lovit decât de întârzieri, de obstacole. Oricum, deci ce mă gândeam la ce spunea doamna Doina mai devreme, apropo de schimbări și de tot ce se întâmplă. Avem niște planete puternice în zodii care ne cer cumva, suntem supuși unor transformări interioare, suntem presați tocmai datorită aparițiilor unor boli, aparițiilor unor situații care ne fac să nu găsim soluții la îndemână și atunci va trebui să ne retragem. Suntem sub imperiul acestor eclipse pe pești, respectiv fecioară, care, din punct de vedere astrologic, guvernează casele sănătății, respectiv ale credinței, ca să zic așa. Și atunci va trebui să ne raportăm mai serios la suflet, să învățăm ceea ce poate până acum n-am făcut să-l ascultăm, să înțelegem că acel dicton latin, mens sana in corpore sano, este mai actual ca oricând, că poate mintea noastră este, și nu poate, sigur, mintea noastră este unul dintre puterile momentului pe care trebuie să-l învățăm, să învățăm să-l utilizăm la justa valoare și cu adevărata putere, fără să mai abuzăm. Adică ar trebui să fim mai atenți la gândurile pe care le avem, la deschiderea sufletului către această spiritualitate. Nu uităm că avem un Saturn în Săgetător, avem un Neptun în Pești, în domiciliu. Deci, zbuciumul interior și de multe ori planurile noastre de zi cu zi, în viața de zi cu zi, când constatăm că se blochează, dacă avem o câte mică deschidere față de o spiritualitate, de o forță cumva de deasupra noastră, s-ar putea să constatăm miraculos că ele se rezolvă. Deci eu sunt convinsă că trăim o perioadă în care foarte mulți oameni și chiar sceptici sunt în măsură să vadă aceste miracole de lucruri care se rezolvă brusc și într-un mod neașteptat. Oricum, constat cu surprindere că sunt foarte mulți oameni la care chiar nu mă așteptam, care și-au revizuit modul de alimentație, oameni care se duc în mod frecvent la nutriționist. Cred că nutriționiștii în perioada asta sunt supra-solicitați și supra-aglomerați, pentru că există clar o anumită înclinare, apropo de ce spuneam, de aceste eclipse pe fecioară și pești, care ne obligă să ne regândim, în primul și în primul rând, modul în care hrănim acest corp. Că primul pas spre sănătate este ceva care putem să fie, în care putem avea niște rezultate tangibile. Și atunci primele rezultate tangibile la nivelul minții, la nivelul sufletului, poate sunt mai greu de măsurat, că acolo e mult haos. Dar în schimb, dacă luăm în calcul corpul și constatăm că mâncăm mai sănătos, că avem mai multă grijă de el, în sensul că poate facem și puțină mișcare, constatăm că avem rezultate. Că începem să dormim mai bine, că începem să fim eficienți, mult mai eficienți la job și atunci rezultatele ne fac să apară. Da, și ne fac să mergem în continuare pe drumul autocunoașterii. Ori, din punctul meu de vedere, astrologia este una dintre căile bine cunoscute, ca fiind sub toate formele, că e europeană, că e chinezească, că e vedică, nu contează. Astrologia este un instrument puternic de autocunoaștere. Și deci să revenim la perioada care urmează, deci așa cum am zis, de luni începând, toate proiectele o iau la trap galop. Este foarte interesant cum în toată perioada aceasta de mai și respectiv iunie, Venus și Soare merg mână în mână și în toată luna mai am avut o aglomerație de planete una lângă alta, respectiv a fost și Mercur acolo, ceea ce ne-a făcut să ne gândim mai mult, cum să fim mai valoroși.
cum să construim relații mai sănătoase cu cei din jurul nostru. Indiferent de zodie, că poate unii au fost orientați mai mult către relațiile personale, poate unii au fost orientați către relația cu propriul corp, cu relația cu banii, relația cu divinitatea și așa mai departe. Asta vreau să întreb, avem zodii favorizate în perioada asta? Evident că favoriții sunt cei care au fost Taur și respectiv Crucea fixă, respectiv Scorpionul, Vărsătorul și Leu. Deci ei sunt cei care au resimțit aceste frământări într-un mod acut. Nevoia chiar mă gândeam apropo de doamna Vărsător. Vărsătorii erau chiar predispuși să caute în amintire așa, și am văzut că ai făcut-o. Da, deci apropo de în căutarea unui echilibru moment, Vărsătorii se puteau duce să vadă cum erau niște timpuri din care să-și ia așa un pic de energie, să o insufle momentului prezent. Deci după cum ai văzut, te-ai încadrat acolo. Da, urmează o perioadă în care trecem, chiar din noaptea asta, începând în zodia gemenilor, deci trecem într-o zodie în care vorbăria este și interesul și curiozitatea și versatilitatea este caracteristică. Și deci până în 20 iunie vom asista din săptămână în săptămână și mai precis cumva de zilele imediat următoare, practic din 25 mai, de când Mercurul iese din retrogradare, Venusul trece și el în zodia gemenilor, continuarea interesului față de relațiile interumane și nu numai, relațiile de orice fel, numai că de data asta nu mai trecem dintr-un mod fixist, trecem într-un mod de curiozitate, ia să caut eu informații, ia să văd cum este, inclusiv în relațiile dintre oameni. Sunt mult mai deschis, dintr-o dată sunt mult mai înclinat către flirt. Atenție oricum că toate aspectele care completează tabloul astrologic, nu mai vorbim de Soare și de Venus, ne fac să găsim informații valoroase, dar să nu uităm că o informație valoroasă este aceea care o trecem prin filtru personal. Deci, cumva, dacă ne satisface sau nu ne satisface, oricum, după ce Mercurul va intra și el din 13 iunie, vom asista la o lună deosebit de gălăgioasă. Deci lumea toată va vorbi, va dezbate. Atenție la minciună, pentru că consider că din acea perioadă încolo, în momentul în care știți că există două feluri de minciună, negarea adevărului și omiterea unor anumite părți, nu contează. Oricare din variantele practicate, fiind Saturn acolo... Uite, telespectatorii noștri, este a 10-a rugăminte. Trebuie să ținem cont de ele, te rog, să treci un pic prin fiecare zodie. Ok. Dacă până luna mai a fost oarecum mai simplu, evident, de noaptea asta începând, favorizați sunt gemenii, pentru că ei sunt cei beneficiarii energiei solare până în data de 20 deci iunie. Deci începem cu gemenii ca să știm unde ne întoarcem. Da, deci începem așa, cu gemenii pentru că ei sunt favoriții și nu numai că sunt favoriții, dar este această lună plină în Săgetător și atunci cei care sunt născuți în această perioadă de început de zodie gemeni, 21-23 mai, aș zice că beneficiază de acest efect de lună plină până la anul imediat următor de naștere. Deci practic un an întreg. Deci ei sunt cei care culeg roadele. Da? Deci au un an de culeg în perioada asta. Atenție că culesul de roade nu înseamnă, dacă ai semănat ceva, culegi, dacă nu... Facem da, așa, spune și Victor și apoi ne întoarcem la următoarea zodie. Cum credeți? Cum procedăm? Okay, hai să facem așa. Hai. Deci o luăm așa. Eu iau cu gemenii. Că eu, așa. Iau, eu iau cu șobolanul, că și el este cu șobolanul. Bine. Deci eu iau cu gemenii, că sunt de actualitate. Așa. Trebuie să gemenii ne încadrăm sunt... în timp, ca okay, să apucăm da, să le spunem pe toate până la 10 și jumătate. Eu promit să fiu scurtă, că încep cu gemenii din momentul ăsta. Începând, okay, analizez fiecare zodie. Și o să vorbesc cumva de sfârșitul lunii mai, inclusiv prima parte a lunii iunie, cât încă persistă aceste efecte de lună plină, lună nouă în 5 iunie, după care urmează încă o lună plină în Săgetător, respectiv înainte ca soarele să părăsească semnul gemenilor pe 20 iunie, ceea ce e un lucru nu foarte des întâlnit, să avem două luni pline în același semn. Deci luna asta nouă în Săgetător, luna asta plină în Săgetător, ne obligă să ne schimbăm modul de gândire și pe gemeni cu siguranță îi va pune la mare test. Gemenii nu stau foarte bine din punctul de vedere al stării de bine, ca să zic așa, pentru că ei au acolo un Saturn în opoziție și sunt loviți și de Jupiter și de Neptun. Deci, practic, ei sunt în continuare testați în a-și
menține sau nu parteneriatele de viață, respectiv de business. Aia, ăla este focusul lor pe întregul an. Și drept pentru care la momentul acesta de timp, odată ce soarele este acolo și încep să înțeleagă că ca să se raporteze la un parteneriat, în primul rând trebuie să înceapă de la ei. Și atunci există o anumită preocupare față de îmbunătățirea a ceea ce ofer eu în cadrul acestor parteneriate. Vor începe să aibă mult mai multă grijă de ei ca și corp, de ceea ce vorbesc, de ceea ce transmit. Deci o preocupare foarte puternică din acest punct de vedere și vor începe chiar din această, din noaptea imediat următoare, când își vor deschide mintea, ca să zic așa. Și ce încep acum pe 21-22 mai, vor desăvârși 19-20 iunie. Deci au o lună de zile la dispoziție să treacă prin tot felul de stări, de așa manieră încât să înțeleagă că parteneriatele lor pot fi salvate dacă ei sunt dispuși să-și ajusteze personalitatea. Să se schimbe, da? Puțin. Mm-hmm. Cu okay. succes pe casă, cu succes pe tranzacții financiare, dar în primul rând ăsta este focus. Bun, la noi până pe 5 iunie este în continuare luna șarpului de apă, iar șobolăneii o duc destul de bine din acest punct de vedere, că este steaua armoniei și steaua dragostei, steaua care ține și de cunoaștere, de dezvoltare personală deasupra lor și îi ajută foarte mult. E adevărat, nu au un an, luna asta nu este extraordinar de bună pentru ei, destul de tensionați, destul de, n-aș spune, frustrați, dar parcă văd un pericol sau o problemă peste tot, pentru că este acea stea șaptea trădării anul acesta, care cam caracterizează luna și anul acesta, din păcate. Însă, ei, apropo de relații, ei sunt cei care sunt puși să-și testeze anumite relații, să descopere, de fapt, chiar dacă sunt de prietenie, chiar dacă sunt de business, de viață, vor descoperi adevărul în mai multe tipuri de relații și ceea ce îi înconjoară. După data de 5 iunie, când, apropo de chestia asta, că este și lună nouă, este și început de lună chinezească, sunt și alegerile noastre locale, deci este o zi așa distractivă pentru toți, vor trebui să fie foarte atenți, în schimb, la cum comunică cu cei din jur. Pentru că vine steaua certurilor deasupra lor și cei care au procese pe rol în această lună s-ar putea să nu aibă atât de mari șanse să câștige. Sunt favorizați candidații șobolani? Sincer, apropo de alegerile astea și oricum gândeam să mai fac un studiu mai aprofundat, dar intrăm în luna calului de lemn, adică o lună în care focul va fi dominant, adică va fi o lună de foc puternică, intrăm chiar la ora 1.30, adică exact în prim proces electoral. Iar lucrurile mi se par că vor, orică vor izbucni, orică vor fi niște surprize atât de mari apropo de cine va ieși în final, încât nu știu dacă ceea ce ne-am propus acasă va fi cu ceea ce se va întâmpla cu adevărat. Am înțeles. Și cred că vor ieși la nivelul, dacă se vor întâmpla anumite lucruri, mai mult sau mai puțin drăguțe, vor ieși la nivelul foarte repede. Și vor crea un haos și mai interesant, dar constructiv. Am înțeles. Aia e partea bună. Mai departe. Păi, ținând cont de faptul că din noaptea asta soarele intră în casa 12-a lor, este clar că sunt predispuși la a fi mai introvertiți, la a-și pune mai multe întrebări de cum să găsească drumul către sufletul lor, că acolo este cum să-și rezolve răni vechi. Poate chiar să discute cu niște oameni în acest sens, cu un psihoterapeut, cu consilieri care să-i ajute în acest sens. Ei oricum sunt supuși transformărilor de ceva timp. Cu Uranus în cuadratură și cu Pluto în opoziție nu stau deloc bine. Ei trebuie să-și transforme viața prin tot ceea ce înseamnă, inclusiv locuința, probabil că se gândesc să-și aranjeze și tot schimbă prin casă, tot felul de lucruri. Deci ei sunt oricum într-o perioadă de neliniște în care greu să... ca noi toți de altfel își găsesc liniștea, dar bineînțeles că ei sunt unii dintre favoriții la neliniște, da? Și atunci este o perioadă oarecum mai liniștită până când soarele va intra în zodia care îi guvernează, respectiv după 21 iunie. Până atunci le fac bine discuțiile cu prieteni, adică chiar dacă poate nu se duc către un psihoterapeut, sunt înclinați să citească spiritualitate, să citească
tot ce înseamnă literatură despre cum să faci cunoștință cu sufletul tău și asta îi poate ajuta inclusiv în întâlnirile cu prietenii. Prietenii și cunoștințele și, cum să zic, poate să participe cumva la niște cursuri, la niște seminarii de weekend. Toate lucrurile astea sunt extrem de favorizate până spre 21 iunie. Mai departe. Bivorul la noi, deși luna mai și până pe 5 iunie tot o să o țină într-un stres continuu, pentru că este steaua cu numărul 5 a ghinionului deasupra lui tot anul, mai ales cu steaua asta a doua, a problemelor de sănătate și a problemelor în general interioare, care se vor dezvolta și pe care trebuie să le rezolve. De aceea, foarte mare atenție a fost la ei și s-au emis foarte multe semne de exclamare pe tema asta. Începând cu luna iunie, vor schimba practic totul și vor merge din ce în ce mai bine. Începe luna victoriei, dacă reușesc să treacă peste acest hop interior și dacă nu se impulsionează să se autosaboteze, ca să zic așa. Este foarte important, mai ales după o perioadă care, ca orice semn, după o perioadă care nu a fost atât de bună, poți să vezi să-ți vină oportunitate, dar să nu o crezi, zicând, mi se poate mie întâmpla așa ceva bun. Și atunci să zică nu, că nu, și să dea cu piciorul la o oportunitate destul de importantă. Dar ei ar trebui să fie ceva mai deschiși către tot ceea ce reprezintă noul, pentru că este luna victoriei. Tot ceea ce își propun pot să reușească foarte ușor și cu niște resurse destul de puține nu trebuie să depună prea mult efort. Ea este adevărat, trebuie să pregătească pentru luna iulie, care va fi ceva mai dificil. Mai departe, leu. Leul. Despre lei. Despre lei avem de spus numai de bine. Deci ei au avut o lună în care s-au confruntat cu foarte multe probleme la serviciu, cu tot felul de hârtii care poate n-au fost pe placul lor, cu rătăciri, cu... Deci oricum a fost o lună cu focus extraordinar de mare pe tot ce înseamnă carieră și serviciu. Cumva din momentul ăsta începând, văd că toate planurile pentru care ei s-au zbătut și un leu nu își dorește, nu are prea multă răbdare ca să le ducă la bun sfârșit, dintr-o dată le văd finalizate, le văd cumva că se pun pe făgaș. Da? Pot, faptul că a terminat și Jupiterul retrogradarea, deci se pot bucura de ceva bănuți, deci chiar niște idei care poate nu le aduc în momentul de față venituri, dar sunt proiecte care urmează să le umfle buzunarele consistent în următoarea perioadă de timp, drept pentru care se pot dedica viselor, idealurilor, întâlnirilor cu prietenii, să se destindă puțin. Oricum încă nu sunt într-o dispoziție de petreceri, dar măcar în luna imediat următoare, cu siguranță vor fi interesați pentru că poate și-au abandonat destul de mult prietenii în ultima perioadă, să se întâlnească cu ei, să stea la taclale și cel puțin după perioada de se vor relaxa. 13 iunie, când o să intre și Mercurul acolo, cu siguranță or să fie dornici de vorbăraie și de socializare la greu. Tigrii, care împart oarecum aceeași vibrație ca și bivolii, au încercat mai mult să-și controleze starea aceasta negativă care a venit deasupra lor, dacă au reușit foarte bine pentru ei, pentru că au forța necesară, însă au rămas fără resurse. Partea bună este că începând de pe 5 iunie, când se schimbă și luna, lucrurile încep parcă să fie ceva mai bine, pentru că vine aceasta una a victoriei, dar le aduce și resursa necesară, adică apa de care aveau ei nevoie. Problema este, pe de altă parte, bine, acum depinde foarte mult și de ce element au ei ca și element al zilei. Fiind o lună în care avem foarte mult foc, în acest sens, bivorii sunt mai avantajați pentru că își primesc ei resurse și o să aibă mult mai mult noroc. Tigrii s-ar putea să treacă prin niște schimbări interioare puternice, care se vor reflecta automat în mediul imediat înconjurător. Deci vor trebui să renunțe la anumite lucruri mai puțin bune pe care le făceau sau să-și schimbe modul de viziune asupra lumii sau chiar și jobul dacă este nevoie. Mai departe, Fecioara. Fecioara brusc a început să se simte mai bine. Deci s-a terminat cu retrogradarea lui Jupiter. Au fost cam încercate anul ăsta. Și Jupiter, și Mercur. Mai sunt câteva zile când Mercurul își schimbă sensul și gemenii și fecioarele și cei care au ascendent și știu că au ascendent în gemeni și fecioară. Este foarte posibil să se resimte cu acele stări de gripă și cu acele stări de... Mă doare ceva, dar nu știu ce. Da? Deci să aibă puțină răbdare două zile. Deci să lucreze cumva un pic la o întărire a sistemului spiritual, sistemului imunitar și atâta tot. Și să mai aibă răbdare vreo două, trei zile, nu mai mult. Deci fecioarele. Fecioarele beneficiază de aceste două luni pline cumva în ceea ce se cheamă casa a patra lor. Deci ori își descoperă în această perioadă un nou talent,
ori își rezolvă ceva probleme cu casa, dacă au așa ceva. Deci pentru ei este o lună în care preocuparea majoră este casa mea versus carieră. Da? Deci cum pot să fac de așa manieră încât să mă simt mai bine acasă și să împart sarcinile de serviciu cu timpul alocat celor din preajma mea, din casa în care locuiesc, familia, familia de origine, familia creată și așa mai departe, oamenii care îmi sunt mie dragi, pe care eu îi consider a fi familia mea. Deci, din punctul meu de vedere, consider că pentru Fecioară este o lună care deblochează foarte multe neliniști ale lunilor trecute și chiar odată cu luna nouă din 5 iunie își pot construi o nouă carieră sau își pot consolida una pe care și-o doresc. Deci totul la ei este foarte bine la Fecioară. Deci este de foarte bine. Tot înainte. Așa, mai departe. Iepurașii au avut parte de o lună destul de interesantă pentru că au fost ajutați de către mentor, de către divinitate. Ei au cam, mai ales să-și descopere un nou talent sau să găsească o cale de a rezolva anumite probleme, dar pe o bătaie foarte lungă, pentru că la ei anul este anul planificărilor și a lucrurilor care se vor întâmpla un pic mai încolo, nu atunci când doresc. De se pot bucura în continuare de această energie pozitivă. Este adevărat, îi cam controlează și anumite decizii pe care le-au luat. Parcă nu-și doreau ei neapărat să ia acele decizii, dar au fost nevoiți, au fost puși într-o anumită situație mai puțin fericită. Însă, începând cu luna iunie, trebuie să fie foarte atenți, deoarece vine acestea 5 a ghinionului și a problemelor în general, să nu facă investiții, să nu semneze contracte sau să facă împrumuturi. Trebuie să consolideze mai mult ceea ce au deja, ceea ce cred ei și să se uite mai mult spre interior, nu spre exterior. Și de aceea poate să fie o lună în care vor fi puși la încercare destul de puternic. Dar nu trebuie să dispere, pentru că la fel este vorba doar de o singură lună, însă ei totul primesc anul ăsta de 9 ori. Dacă e o chestie bună, o primesc extraordinar. Dacă este o chestie mai puțin bună, trebuie să se înarmeze cu multă răbdare. Da, nu-i foarte bine. Am ajuns la pauza de publicitate, revenim. Am revenit, continuăm cu balanța. Am rămas acolo. Balanța, odată cu schimbarea semnului soarelui, încep să aibă chef de ducă, de vacanță, de plecat, de umblat. De... Nu vine vara. Dacă nu pot umbla, măcar le umblă mintea. Deci vor căuta posibile oferte de vacanță, vor face scenarii de vacanță, își vor imagina tot felul de lucruri și vor fi și dornici să le pună în practică în intervalul de timp imediat următor. Deci până spre 20 iunie, cam asta este preocuparea lor de bază. Își vor face evident cumva griji de bani. Cum vor să facă rost de bani ca să ajungă și în vacanțele cu pricina. Ce este foarte interesant este că aceste luni pline care se produc acum la 21-22 mai, respectiv 20 iunie, îi pot pune în postura de a-și găsi un nou job. Dacă îi interesează să participe la un examen sau poate pot primi chiar răspunsul la un examen la care au participat cumva în perioada asta când toate lucrurile au părut că sunt fără sfârșit, că se blochează, că nu ies. Deci dacă în această perioadă au dat un examen și cumva își pierduseră speranța, s-ar putea să aibă o surpriză foarte mare și să primească în această perioadă un răspuns pozitiv, care să-i ducă către o nouă... Urmează să semneze și contractul pentru jobul respectiv. Deci, pentru ei, cam astea sunt comunicarea, interesul față de rude, de prieteni, să se ducă, așa, deci sunt într-o perioadă de socializare. Ok, Victor? Dragonul a trecut prin niște schimbări majore, pentru că a avut steaua trădării, are steaua trădării până pe 5 iunie, steaua accidentelor și a furtului deasupra lui, și fiind stea de metal, el fiind pământ, automat sunt niște schimbări mari, este tăiat, așa, feliuțe, și trece prin... furcele caudine zi de zi aproape. Partea bună este că acest lucru se va diminua, nu va înceta, începând cu 5 iunie, când apare divinitatea.
și spune, ok, ai suferit, am văzut, hai să începem să rezolvăm acest lucru. Este adevărat, vine acea chestie, dacă ceri ajutorul, vei și primi. Ori că e sub formă divinității care scoate la iveală ori o soluție, ori o rezolvare a unor probleme, ori este, apare un mentor, cineva care este, cunoaște domeniul care lucrează sau un părinte sau un ghid spiritual, cineva mult mai experimentat, care îi dă sfatul necesar pentru a scăpa din perioada aceasta foarte dificilă. Dragonii chiar au fost pus la încercare. Scorpionii. Scorpionii au de ceva vreme și se vor mai confrunta în continuare cu ceva probleme financiare. Hai să nu le zic probleme financiare, cât aș le spune mai repede preocupări. Există dificultăți și momentul ăsta cumva îi obligă să se gândească cum să facă să-și îmbunătățească veniturile. Drept pentru care, dacă au avut de semnat, în primul și în primul rând există o categorie de scorpioni care cumva în cursul acestei luni mai până la momentul ăsta de timp să se fi hotărât să se căsătorească. Deci ei au avut casa parteneriatelor, deci au avut foarte multe preocupări legate de partenerii de viață sau de business. Și cumva lucrurile se deblochează de la acest moment încolo și încep să construiască planuri, fie în planurile de viață personală cu parteneriatele nou delimitate și stabilite, fie pe parte de business construiesc planuri de afaceri de viitor. Și acolo chiar există preocupări serioase. În acest sens, probabil că vor și identifica noi surse de câștig și le vor pune la treabă cu ajutorul partenerilor. Întotdeauna, în această perioadă de timp, doar în parteneriate. Vor reuși să-și îmbunătățească veniturile și nu numai pe termen lung, pentru că săgetătorul întotdeauna vorbește de planuri pe termen lung, nu neapărat pe momentul prezent. Șerpii. Șerpii luna mai sunt caracterizați de noțiunea de conflict, oameni care în jurul lor ori îi trădează, ori îi păcălesc, ori creează o tensiune foarte puternică. De asemenea, cam devin un pic paranoici, așa din fire, și nu neapărat că ei intră în conflict, dar conflictul se întâmplă în jurul lor și poate influența într-un sens negativ. Este adevărat, este o lună în care totuși reușesc să găsească resursele necesare să rezolve foarte multe din probleme și să schimbe această energie negativă într-una pozitivă. E tot de bine, că au resurse. Au resurse. Păi asta este singura parte bună. Plus că fiind an de maimuță, sunt oricum ajutați de către energia anului. Oricât de rău ar fi, nu este la fel de rău pe cât ar fi trebuit să fie. Dar... De ce ar fi trebuit să fie? Cât a fost anul trecut. De cât a fost anul trecut. Exact. Și din această cauză, deși parcă, asta zic, nu se întâmplă cu ei conflictul, se întâmplă în jurul lor. Dacă nu era ajutorul maimuței, ei intrau în conflict cu toată lumea. Sau erau trădați la sânge, sau chiar se întâmplau niște răsturnări de situații ori la locul de muncă, ori în familie, cum de exemplu s-a întâmplat la dragoni, care au aceeași aspect negativ, însă nu sunt ajutați de către energia anului atât de bine ca și șerpi. Partea bună, ca și la dragoni, lucrurile se schimbă și începând cu 5 iunie, parcă răsare și soarele pe strada lor. Lucrurile își revin pe un făgaș mai normal și pot, la fel, cu ajutorul divinității sau cu ajutorul unui mentor, să ceară ajutorul cuiva care este deja mai experimentat sau care este experimentat în domeniul respectiv, în care au probleme, să își rezolve orice fel de... E mai mult o lună de revenire și de stocare de informații, de energie pentru luna iulie, care este dificilă. Va fi dificil. Care va fi dificil. Mai departe, săgetători. Dragii de săgetători care au avut o lună mai în care ori au muncit pe brânci și fără rezultate, ori au fost ipohondri la propriu. Deci acum tocmai să liniștesc și își doresc parteneri. Își doresc parteneri de viață. Deci e atenție foarte mare că dacă la gemeni există un test pe parteneriate, la săgetători, parteneriatele vor fi exprimate direct, dorința de parteneriat va fi exprimată direct și ori există, ori nu există, dar dacă nu există, vor fi într-o permanentă căutare. Deci pentru ei, această lună iunie se va traduce într-o dorință de a intra într-o relație cu cineva pe termen lung. Cam greu de crezut pentru săgetători, dar se pare că oricum sunt caracterizați de un exces de seriozitate așa de anul trecut, de când
îl au pe marele profesor în semnul personal. Și atunci, cumva, viața lor este dată peste cap. Probabil că nici ei nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă cu ei. Cum de-au ajuns ei în situația asta așa. Deci, sunt pe căpătuială, sunt puși pe căsătoreală în cursul acestei luni. Cain, luna mai au fost caracterizați de acestea cu numărul 3 a certurilor și de obicei ei sunt cei care intrau în conflict foarte ușor. Nu puteau să fie atât de ușor de controlat și orice fel de lucruri transformau din țară în armăsar. Este adevărat, puteau să rezolve aceste lucruri cu ajutorul sfaturilor pe care le puteau primi și dacă le luau și în considerare, însă dacă au fost puțin mai colegi și s-au acționat fără să gândească, și-au cam luat-o din acest punct de vedere. Începând cu luna iunie, dacă nu și-au învățat această lecție că este bine să asculte și de altcineva, nu doar să facă după capul lor, ceea ce, apropo de săgetător, se nimerește, deși n-a nicio legătură, că ei sunt de tipul solitar, eu sunt puternic, eu sunt forțos, eu rezolv totul. Problema lor va fi cea de sănătate, nu vor fi lucruri grave, probabil la nivel digestiv mai mult, dar care îi va ține puțin în loc. Este adevărat, trebuie să înghită această gălușcă în care... Este să fie puțin atenți. Să fie atenți în această vară, la acest început de vară. Lucrurile se vor schimba din iulie, intră pe un făgaș mult mai bun, dar acum, mai ales că luna iunie nu este atât de bună pentru ei. Și pot apărea probleme, repet, la sistemul digestiv. Așa, mai departe. Trecem la Capricorn. Capricornii. Care îi analizăm tot așa, până în 20 iunie când o să intre soarele în casa parteneriatelor lor. Până atunci vor fi preocupați de cum să-și facă munca mai bine, cum să-și facă munca mai serios. Vor fi chiar înclinați să muncească destul de mult. Ce este foarte interesant este că vin după această perioadă de până la momentul ăsta de timp din luna mai în care au fost înclinați către distracții, către asocieri, către a-și găsi un iubit, o iubită, a-și îmbunătăți relațiile cu copiii acolo unde este cazul. Dintr-o dată, lucrurile astea se mută, tot interesul care l-au avut până la acest moment de timp pentru ceea ce se cheamă distracții, se mută în sfera de muncă, respectiv de sănătate. Și atenție și la ei, că cel puțin după 13 iunie încolo există o perioadă destul de mare, de vreo două săptămâni, așa, în care pot exagera cu preocuparea pentru sănătate, de așa manieră încât să devină ipohondri. În rest, lucrurile sunt destul de bune, asocierile pe muncă sunt în continuare foarte bune pentru ei și dacă există o dorință de relație, vestea bună este că undeva în jur de 5 iunie li se poate ivi posibilitatea de a-și găsi un iubit, o iubită la locul de muncă. Se angajează un coleg, o colegă nouă care dintr-o dată devine foarte interesant. Sau avem un colaborator de acel de Oile sau nativul oaie care luna aceasta mai a trebuit să învețe o lecție destul de dură atunci când vine vorba de finanțe și în ce să facă investiții pe plan mare, dacă e posibil la fel să fie avut un pic ca mare ghinion atunci când venea vorba de bani. Foarte multă energie de pământ deasupra lui și parcă a simțit această ori dacă are o concurență foarte puternică, s-ar putea concurența să fie câștigat în detrimentul lor. Sau anumiți prieteni să le fi propus o anumită afacere sau o anumită ofertă și de fapt să nu se fi ținut de cuvânt. Deci noțiunea de bani la ei oricum este problema anului și trebuie să învețe diferite lucruri pe această temă. Începând cu luna iunie, în schimb, de pe 5 iunie, vine deasupra lor steaua dragostei și armoniei. Și atunci lucrurile se schimbă într-un mod mult mai bun. Dacă au afacere, este bine să găsească un partener de business cu care să lucreze împreună și să dezvolte această noțiune. Dacă sunt singuri, la fel, poate să-și găsească foarte ușor un parteneriat sau vor deveni mai atractivi și vor dori să-și găsească, de fapt, ori sufletul pereche, ori să aprofundeze anumite relații pe care deja le au. Fie că e vorba de business, fie că e vorba de dragoste. Vărsătorii se ocupă de distracții. Oh. Deci s-apucă să facă chefuri. Da. S-apucă, se distrează la muncă. Da, se distrează la muncă. Da. Oricum, un singur lucru este foarte clar, își vor îmbunătăți. Preocuparea lor vor fi copiii, deci acolo unde e cazul. Ori își caută iubiți, ori dacă au copii, se preocupă de bunăstarea copiilor personali. Și atunci, cumva, credem că se ocupă de iubiții copiilor. Adică să-i țină... Dacă îl asimilează cu copilul personal... Depinde cât de tânăr e iubitul. Depinde, da. Deci acolo este... Da, nu, acolo, ei sunt chiar
cumva destinși. Deci vor, mai ales că sunt și semn de aer, atâtea semne de aer. Vor petrece timpul, făcând planuri, discutând cu prietenii, cu oameni dragi. Cu partea financiară cum vor sta? Cu partea financiară sunt încă preocupați. Sunt încă preocupați și mai ales adânc preocupați. Adânc preocupați. Dar însă ideea este că partea bună este că dacă au avut niște idei care păreau oarecum neverosimile, nerealizabile, din momentul ăsta o să zică, păi da, parcă totuși ideea ar putea să prindă contur. Și în momentul în care mai au și prieteni, parteneri cu care să poată discuta lucrurile astea, ele prind contur și acolo chiar se poate întâmpla să vină un boom așa de bani. Într-un mod absolut neașteptat. Doamne ajută! Maimuța, la fel, luna mai nu a prea avut atât de mare noroc, însă a reușit să transforme acea energie negativă în resursă ca să impulsioneze. Ca să vedeți diferența, oaia mai mult s-a lăsat pradă de iluzii, depresiei, dacă există astfel de probleme. Maimuța, în schimb, mai mult s-a impulsionat și a zis, da, de ce eu să, mie să nu mergă bine? Apoi, stai să vezi atunci forță. Și atunci a reușit... Danul meu. Exact. Și atunci a zis, domne, hai să rezolvăm, să vedem cum putem face anumite lucruri. Astfel încât luna mai n-aș trebui să fie decât stresantă. Pe de altă parte, luna iulie îi aduce mai multe beneficii decât oii, care s-ar putea să se simtă un pic controlată de către iubit în luna iunie. Maimuța, în schimb, va găsi bunăstarea și traiul acela foarte bun pe care l-a așteptat de foarte mult timp. O relaxare destul de puternică, iar cei care dacă dau examene sau dacă au niște probe de dat în perioada aceasta, o să le treacă cu bine. Pești. Pești au avut o lună aglomerată. Pești au avut o lună aglomerată, o lună foarte aglomerată cu rudele, cu vecinii, cu comunitatea în care își desfășoară activitatea. Acolo au existat probleme de rezolvat, acolo toată lumea le-a cerut ajutorul, sfatul. Deci nu au avut liniște. Ei nefiind într-o perioadă nemaipomenită, liniștită a vieții lor, din cauza faptului că sunt cumva supuși unor ajustări ca personalitate, da? De la dragul de Saturn. La momentul ăsta de timp vor intra într-o lună în care își vor dori să se odihnească undeva la ei, pe canapeaua din sufragerie, lângă părinți, sunt în casa obosiți. Bătrânească. Da, deci i-a obosit toată această forfotă, această... vehiculare de rude, de pleacă ruda, vine verișoara, vine verișorul, nu știu, nu contează, vecinul și așa mai departe. Deci sunt într-o lună în care își doresc să-și petreacă timp în intimitate, acasă, ei cu ei înșiși și să facă planuri în ceea ce privește partea de carieră, să-și îmbunătățească, pentru că acolo sunt destul de preocupați, acolo există o aglomerare destul de mare de responsabilități, de lucruri care nu le conving foarte mult și la momentul ăsta de timp pot găsi niște soluții. În cursul acestei luni, stând acasă singuri ei și meditând, își pot pune în practică niște planuri care să le ușureze viața la locul de muncă. Cocoșii sunt bine aspectați, atât în luna mai cât și în luna iunie. Luna mai a fost o perioadă foarte bună pentru a-și găsi pe cineva, a-și găsi partenerul ideal, a aprofunda aceste relații, fie a face noi relații de business sau de prietenie, însă cei care sunt profesori sau care au conferințe, la fel, foarte bine aspectați pentru că au parte de victorii, de reușite, mai ales pe plan profesional, dar și personal, dacă asta interesează. Practic, în luna mai și încă mai au timp și ar trebui să impulsioneze tot ceea ce își propun, pot rezolva foarte ușor. Luna iunie, în schimb, se schimbă din punct de vedere doar al perspectivei, în care nu mai gândesc pe termen scurt sau mediu, ci pe termen lung. Astfel încât își pot face niște planuri destul de mari și care chiar să îndeplinească, dar pentru perioada de toamnă, iarnă, eventual anul următor. Să-și propună niște ținte foarte clare și să le urmeze cu sfințire, pentru că chiar se pot rezolva. Repet, în luna iunie trebuie să-și facă planuri de viitor. Mai departe, Berbecu. Berbecu este după o lună în care planul... bani, tot ce a însemnat. Au fost în capul berbecilor numai bani, bani, cum să facă bani, cum să-și îmbunătățească. Au și câștigat, au și avut de câștigat și poate că au așteptat să primească și nu. Vor primi, de azi începând, vor începe să le vină acei bani pe care poate i-au așteptat până la momentul ăsta de timp și au întârziat să apară. S-au rătăcit pe drum, s-au blocat conturile, se pot întâmpla pe un Mercur retrograd, toate minunile la care nu te gândești. Da? Și intră într-o perioadă în care vor dori să socializeze cu
rudele, cu vecinii, cu... Deci, cum să zic eu, iubitor de cancan. De știri de ultimă senzație dintre prieteni, cunoștințe, ce a mai făcut unul, altul. Deci vor intra într-o perioadă. În prima parte a lunii își vor menține însă focusul pe partea financiară și acolo vor fi fericiți că lucrurile se vor debloca într-o oarecare măsură. Da? Și după ce vor trece de la 13 iunie încolo, chiar se vor dedica în exclusivitate, poate comunicării, poate participării la tot felul de seminarii de interes, să meargă la bibliotecă, să citească, să își petreacă timpul ducându-se la teatru, la film. Deci o curiozitate în a asimila informație sau a face schimb de informații cu oameni din jur, din comunitate. Mai departe. Câinele. Câinele are problema aceasta anuală de comunicare și de cum gestionează orice fel de frustrare interioară care va avea tendința de a ieși la suprafață. Însă luna mai l-a cam ferit de orice fel de astfel de probleme pentru că vine steaua cu mărul nou, care este foc și l-a ajutat în acest sens. Însă unii care sunt mai așa mai arțăgoși din fire a amplificat această problemă și chiar au putut să ia niște decizii mai pripite și care poate n-au fost cele mai bune și dacă au puterea de a le revizui ar fi, și să îndrepte ceva, ar fi un lucru foarte bun. Dar, în continuare, ei pot să-și facă planuri de viitor, se pot gândi la tot ce înseamnă un viitor mai bun, un lucru mai bun. Începând cu luna iunie, în schimb, vine perioada de prosperitate la ei. Problema este că vor încerca foarte mult să controleze și să zică, domne, eu vreau acum banii și dacă nu vin acum, încep să mă cer cu toată lumea din jurul meu. Ceea ce nu este un lucru foarte, foarte bun. Din această cauză s-ar putea să piardă anumite oportunități, se certe cu șefilor sau cu colegii de muncă. Din această cauză și subiectul de bani va fi prezent în viața lor și ar fi foarte bine să nu se certe, să nu se certe cu rudele sau cu șefii, cu orice altă persoană, că atunci când vine vorba de bani. Trebuie să fie mai mult tact, mai multă diplomație din partea lor. Și terminăm cu Taurul, că am început cu Gemenii. Deci, Taurul a avut o lună până la acest moment de timp în care au fost preocupați în mod excesiv de propria lor persoană. De cine sunt ei, cât valorează, cum îi percep ceilalți. Deci au avut o lună în care ar putea spune că au fost într-o oarecare măsură egoiști. La acest moment de timp vor trece într-o altă dimensiune, respectiv vor fi foarte preocupați de partea financiară. Vor exista chiar tendințe de a face cheltuieli și atenție că pot face cheltuieli excesive, deși Taurul se știe că este echilibrat în această lună, cu greu cred că va putea să reușească să-și țină poftele sub control. Da? Deci vor reuși să, dacă se duce la un supermarket să-și cumpere ceva de mâncare, pleacă să-și cumpere de 30 de lei și probabil că ajung să cheltuiască 300 din cauza faptului că și sigur să vor uite avea. De ce s-au dus pentru... Deci de fapt esențialul să uite. Deci vor fi predispuși la niște excese care nu le sunt extrem de caracteristice din acest punct de vedere. Dar ce este foarte interesant este că se pot baza pe banii partenerului. Deci există un fond de rezervă, al partenerului. Apelează la vecini. La ajutor extern. Femenii, ajutor din afară. Nu, eu spun că am în familie doi tauri. Aia. Păi poți să fii tu ajutorul pentru ei. Păi nu, nu sunt tauri amândoi. Dar au rude. Apelează unul la altul. Închide nu, ușa. Sau cheltuie amândoi, fiecare cu așa? Direcția lui. Așa. Mai departe. Ultimii de anunții din urmă, mistreții. Ei fiind un semn de apă, poate că au suportat luna asta ceva mai greu, pentru că steaua cu mur nouă totuși reprezintă focul. Au încercat ei să controleze anumite situații, anumite lucruri, dar au escaladat foarte repede, conflictul a escaladat foarte puternic și, în general, ei și au problema cu noțiunea asta de ceartă de comunicare. Lucrul bun la ei vine perioada de bunăstare, începând cu 5 iunie, însă, acolo un dar, un semn de exclamare, depinde cum gestionează toate aceste lucruri. Gestionează bunăstarea. Nu, cum gestionează relațiile interumane. Aha. Pentru că asta este tema lor de anul ăsta, relațiile interumane, atât la câini cât și la mistreți. Dacă reușesc totul să fie ok,
și diplomația, tactul și lucrurile de genul care țin de comunicare. Stau cu numărul 3, un fel de mercur retrograd la... Adică ce trebuie să facă mai exact? Să nu se certe? Să nu se certe. Să fie tot timpul număr până la 10 și după aia spun ceea ce vreau să spun. Da. Mercur retrograd de obicei taci. Exact. E cel mai, e cât mai mult. Înveți să asculți. Tot mistreții să tacă? Da, și câinii. Da. Să asculte mai mult, să vorbească mai puțin. Uh-huh. Asta bine, este dar partea bună asta e. Apare noțiunea de bunăstare. Numai că există și acolo o chestie. Să fie controlați de bunăstare și atunci vor fi marcați. Neapărat, e și chestia asta, domnule, cum, care e relația dintre bunăstare și om? Și atunci vine noțiunea, ei sunt apă și sunt controlați de către pământ, adică de energia asta bunăstării. S-ar putea să-i preocupe mai mult bunăstarea și vor găsi metode să o obțină. Și e rău în asta? Nu. Acum depinde foarte mult de persoană. Dacă devine obsesivă pe tema asta, pentru că sunt unii care zic, domne, și ce fac, cum fac, în fiecare secundă, și dacă gândești și cu puțin rău în cum manifestă energia, atunci nu va fi bine. Dar dacă ei zic, bun, ce schimb la mine, ce schimb la locul de muncă, ce schimb în jurul meu, astfel încât să atrag mai bine bunăstarea. Unde sunt problemele, unde fac schimbările? La mine, la locul de muncă, în jurul meu și așa mai departe. Și atunci așa se obține, de fapt, bunăstarea. Ok, așa obții tu. Așa reușești. Da. Gata, am încheiat? Gata. Wow. Eu aș vrea să mai fac câteva minute. Așa că... O atenționare legată de faptul că mâine ne așteaptă o mare sărbătoare și pentru că românul e petrecăresc prin definiție. Și mâine oricum e zi bună pentru petrecere. Da, mâine oricum nu e o zi bună pentru petrecere. De ce ne spune contele? Atenție la luna neagră. Da, ce? Ce? Da. Citește. Ok. Nu, citește tot, te rog. Ideea de din punct de vedere al astrologiei chineze, în balanță și va da o lovitură săptămâna viitoare ca un bumerang în domeniul relațional din toate punctele de vedere. Da. Este o părere. Deci, atenție sau nu la luna? Da, săptămâna viitoare nu, dar eu vorbeam de sfârșitul de săptămână și de faptul că dacă mâine oamenii vor dori să petreacă, să vorbească, își vor asuma riscuri, oarecum... nu tocmai gândite, ca să zic așa, va veni ziua de duminică când s-ar putea să le pară rău, când o să înceapă să regrete ceea ce au spus și ceea ce au făcut. Deci eu o văd ca o lună plină foarte explozivă. Da, bine, va fi o lună interesantă, luna iunie în general. Nu, vorbesc de zilele astea două, de luna asta plină care generează, luna asta plină în săgetător care oricum, generează... Tot timpul lunile pline sunt explozive, ele prin putere, dar mai sunt săgetător. Asta este un arac. Am ajuns la final, vă mulțumesc, sper ca toate informațiile să vă fie de folos, să luați din ele tot ce este bun. Așa. N-am să închei înainte de a vă anunța că săptămâna viitoare intrăm cu niște emisiuni noi, Luminița o să aibă emisiunea ei. Vă vom comunica ziua luni, probabil. Și cu Doina o să vă întâlniți noaptea. Da. Pentru că ziua are treabă. După 24. După 24. Pentru... La fel, luni o să vă anunțăm programul pentru săptămâna viitoare cu emisiunile care vor intra, probabil, emisiunile noi. Probabil că astea vor fi cu chemate. O să în direct. Puteți chema în direct, să puteți vorbi cu ea direct? Da, bineînțeles, adică să fim conștienți că o persoană nu o să stea jumătate de ceas pentru ca să dăm posibilitatea mai multor. Nu se poate că ne oprește, sigur că da. Găsiți răspunsuri la dubiile și întrebările dumneavoastră. Da, încă o dată sper să luați cei mai buni din perioada următoare, să fim atenți la noi. Fim atenți la noi mai mult, la sănătate. Văd că nu au venit epidemiile așa cum ne speriați la începutul anului și mulțumim lui Dumnezeu. Bine, să știi că problemele de sănătate au fost și mă uit la copiii mei, sunt foarte de la școală, sunt foarte mulți care au probleme de sănătate, nu grave. Eu cred că și diferențele astea de temperatură ajută. Și nebunia asta vremii de ultima perioadă automat problemele de sănătate sunt mai grave decât anul trecut, dar nu pandemii sau astfel de probleme. Nu așa cum gândeam la începutul anului. Încă o dată, la mulți ani pentru cei care serbează mâine ziua numelui, Constantin, Elene, la mulți ani și tot ce vă doriți. Vă așteptăm vinerea viitoare cu vești bune. La revedere! Faceți un gând bun și pe...